Am revenit în platoul Jurnalului de Agricultură. Discutăm despre o nouă idee, dor de gust să se extindă și la carnea de porc. Altul de mine sunt domnul Sorin Chelmu și Ioan Lado. Și, domnule Chelmu, mai precis, explicați-ne care ar fi mecanismul prin care carnea de porc din România, produsă de fermierii din România, ar ajunge pe rafturile supermarketurilor. Mă întreb aici cum îi puteți convinge pe procesatori să prefere carnea românească în detrimentul celei din import. Nu, prima dată trebuie să, ce am constatat eu în toată perioada asta, trebuie să fim organizați. Pentru că dacă nu se reușim să ne organizăm, și atunci toată povestea pleacă de la producătorii sau crescătorii de animale, crescătorul de porc, după care începe abatorizarea. Abatorizarea, după care venim către retaileri și venim cu o propunere în care să putem să fim în piață într-o perioadă foarte lungă de timp. Pentru că dacă vii și spui ți-am aruncat astăzi 10 poci și mâine nu mai am absolut nimic să-ți dau, nu o să înțeleagă nimeni nimic, înțelegi? Și nici nu o să poți să fii în piață. Dacă o să vii și o să spui e o carne de porc produsă de către crescătorul român. Am fost în Anglia și e aici lângă mine și nu fac reclamă la nicio firmă, la PIC, da? Mm-hmm. Invitat în, cred că 1997. 97 am fost acolo până să vină ei în România. Și vreau să vă spun un lucru. Sigur, m-am uitat atunci la porci cu binoclu. Deci nu ne lăsau să intrăm acolo, dar în schimb mi-au arătat ce înseamnă genetică, ce înseamnă reproducție, ce înseamnă mod de a aduce în piață o carne de porc autentică. Și ei sunt capabili să producă o carne de porc autentică. Deci în momentul în care ei pot să vă confirme puiuladul și da, să vă spună exact cum. Ei fac genetică pe fiecare dintre țări în funcție de cerință, de nivel, pe linii de genetică și toată povestea asta. Deci un lucru care e foarte important. Interesant pentru noi este în felul următor. Noi trebuie să aducem pe piața românului să aducem carnea de porc autentic românească. Asta este. Și dacă reușim să facem lucrul ăsta, sigur, toată lumea îmi spune că nu o să am nicio șansă sau nu o să avem nicio șansă ca să-i aducem pentru că sunt retailerii, că sunt multinaționale, că sunt tot felul de chestii. Credeți-mă că sunt pentru puțini nebuni care cred în șansa producătorului de carne de porc din România. Domnule Ladoși, în primul rând, producem destulă carne de porc pentru cerința de piață din România? Nu. Foarte clar, nu. Cam cât producem? Producem cam 60%. Cam atât. Și producem ieftin sau producem scump în comparație cu competitorii noștri direcți? Aici este o variabilitate extrem de mare în cadrul industriei noastre. Și avem destul de multe informații, întrucât practic în asociație sunt cam 80% din tot ce se produce carne de porc în România este în asociația noastră, la ora actuală. Da? Deci 80% dintre fermieri. Aveți o vedere vastă totală, da. Avem o vedere clară. Noi ne lipsesc niște verigi care s-ar putea rezolva. Aducem 1.200.000-1.500.000 de purcei din străinătate în fiecare an, la 20-25 de chile. Asta care înseamnă plus valoare, care o transferăm noi, plus valoare care se duce către producătorii din, nu știu, Olanda, Danemarca. Că îi cumpărăm. Pentru că nu avem sistemul de reproducție. Să fie numai 1.000.000 și cu 50 de euro bucata. Sunt 50 de milioane pe care îi transferăm în afară. Din start. Da? Îi creștem la noi 3 luni de zile, după care ajung în abatoarele din România, respectiv ulterior în
fie el comerțul modern sau comerțul mai puțin modern. Deci, 1.200.000 în 2014 aduși, plus 200.000 de tone de carne de porc. În toate felurile pe care vreți să le înțelegeți. Carcasă, piese tranșate și așa mai departe. Deci aici ne aflăm. Bun, îl avem la telefon și pe domnul Adrian Drădulescu, fost secretar de stat în MADR și crescător de porci. Bună seara, domnule Drădulescu! Bună seara! Bună seara! Suntem în platou alături de domnul Sorin Chelmu și de domnul Ion Lado și discutăm despre posibilitatea ca producătorii de carne de porc să poată fi încurajați astfel încât carnea pe care ei o produc să intre în mult mai ușor în supermarketul din România prin această platformă Dor de Gust care până acum a funcționat pentru legume și fructe. Tocmai vorbeam cu domnul Lado și că noi producem doar 60% din necesarul de pe piața din România. Spuneți-mi dacă dumneavoastră vedeți viabilă o astfel de idee. Nu știu câți din crescătorii de porci vor reuși să mai trăiască în următorii ani, pentru că există o concurență acerbă, din păcate, între producătorii de porc din România. În ce sens? Și în sensul că acei care au și reproducție, și știți bine la cine mă refer, sunt societăți mari, puternice, pentru că anul trecut, dacă mi-aduc aminte, vreo 3.200.000 de porci. Deci înseamnă că vreo 2 milioane de porci se produc în România în ferme de îngrășare la cei care au reproducție. Și care fac o concurență neloială celor care nu au ferme de reproducție. În sensul că fac viață. Adică nu poți să-ți permiți să vinzi la ora asta carcasă cu 7 lei, cu 6,8 lei, pentru că nu îți acoperă niciun preț de cost, de producție. Adică ei merg undeva pe ideea că acei 30 de euro care îi plătesc plus cei care nu au purcei, îi ajută pe ei să facă dumping pe piață, ceea ce nu e în regulă. Eu vreau să vă pun o simplă întrebare. Dacă în 2010, când am fost secretar de stat, nu m-aș fi bătut cu toată lumea, să avem bunăstare la pasăre și porc, mai aveam cele două specii în România astăzi? Da, răspunde cineva la întrebarea domnului. Da, domnul Rădulescu, bună seara. Bună seara. Sorin Chelmu. Vreau să spun în felul următor. Este adevărat că ne-am bătut pentru că și porcul și pasărea sunt două industrii, că nu putem să le numim altfel. Nu se compară cu vita, cu oaia, care pot fi considerate altfel. Dar fiind o zonă foarte industrializată, da, am considerat necesar la momentul respectiv să încercăm să le dăm o subvenție astfel încât această industrie să se redeschidă. Dar întrebarea pe care eu ți-o pun acum, am făcut export de capital din povestea asta pentru că dacă noi n-am avut fermele de reproducție, n-am fost pregătiți, am luat purcei din Ungaria, din Danemarca, din Olanda. Sorine, tu ai lucrat Unde s-a dus plus valoarea? Nu, tu ai lucrat la ANAR și vreau să spun ceva foarte clar. Tu știi cel mai bine și înțelegi excelent ce înseamnă reproducție. Iar dacă vorbim despre specia de porcine, da? Haideți să discutăm următoarea chestiune. Nu poți să pui calul înaintea căruții. Corect. Sunt de acord cu tine. Pentru că trebuia întâi să facem ferme de îngrășat și după aceea fermă de reproducție să avem unde să mutăm acești porcei pe care îi obținem. Din păcate, n-am reușit să facem chestiunea asta. Trebuia să venim cu cooperative, mă. Și tu ai fost unul dintre aia care ai susținut foarte mult un sistem de cooperație în care fiecare, sigur că spuneam mai devreme, trăim într-un Balcan dintre ăsta bizantin și lumea nu înțelege că dacă nu se va uni, nu se va asocia și nu va fi un sistem de ăsta de cooperativă sau de asociere, nu se poate să meargă înainte. Eu spun ceva foarte clar. În primul rând că nu am vrut sau nu s-a vrut modificarea legii cooperativelor. Atâta timp cât
există discrepanță între ce înseamnă membrii unei cooperative și comerțul liber, în sensul că dacă eu fac comerț intracomunitar ca o simplă societate comercială, nu plătesc TVA la produsul pe care îl aduc și pentru porc, specia porc, trebuie să aduci premixuri, că în România știi că nu sunt, trebuie să-ți aduci purcei pentru că știi că nu sunt, și dacă lucrezi în cooperativă, începe circuitul TVA-ului în cooperativă. Cooperativa cumpără fără TVA, dă la agricultor cu TVA, el poate să-i dea TVA-ul peste 3 luni jumate, 4 luni când încasează după ce a vândut porci, și aici încurcăm toate lucrurile. Plus că vorbim de sistemul de creditare. În momentul când ești într-o cooperativă și să zicem că suntem 10 membri, și unul din membri nu plătește, nu-și plătește la bancă, de exemplu, într-o lună dobânda, există acest fenomen denumit de bănci contaminarea grupului, în care tot grupul e penalizat cu 3%, cu 2%, depinde, și atunci începe scandalul în interior. De ce să plătesc eu pentru Chiemu? Chiemu, de ce să plătesc eu pentru Rădulescu? Plus că nu ne iese din... Nu mă băga pe mine în jucăria asta, că eu n-am nicio datorie către crescătorii de porcine. Nu, am zis ca idee, ți-am dat un exemplu, ca să nu vorbesc de altcineva, că noi ne cunoaștem bine. Plus că se întâmplă, avem o meternă nebună și mentalitatea asta, care nu ne revenim de la comunism. Nimeni nu înțelege momentul când vrei să faci ceva, că ai și dorințe de a face. Toată lumea e orientată spre faci, ba, venitul să-mi propună, trebuie să fure, trebuie să facă, trebuie să dea. E o chestiune care pe mine pur și simplu m-a disperat. Nu pot să zic o idee, nu pot să încerc să fac ceva, că are ăsta ceva, vrea să fure ceva, face ceva. Dacă eu aș fi în locul lui, ce aș face? Aș fura. Și deci, conform principiului, toată lumea sunt un hoț, e foarte greu să mă asociez. Bun, domnule Rădulescu, vreau să vă întreb dacă această scădere a TVA-ului care intră în vigoare de luni, de la 1 iunie, îi ajută în vreun fel pe producători. Domnul Radu și aici spunea că a susținut această campanie tocmai pentru a elimina evaziunea fiscală și astfel producătorii ar putea să vândă indirect prin procesatori mai multe produse, mai multă carne. Domnul Radu și are perfectă dreptate. Evaziunea cu siguranță va scădea într-un procent covârșitor. Cred că 50-60%, dacă nu mai bine. Dar și asta e primul lucru pe care îl câștigă crescătorii de porc. Și al doilea, vorbim despre capitalul circulant. Pentru că una e să cumperi orice ai nevoie în fermă cu 24% și alta e să cumperi cu 9%. Deci, din punctul meu de vedere, este un câștig pentru agricultori. Dar de aici și până la pune la punct acest sector, distanța e mare, pentru că problema, și chiar l-a jucat pe domnul Adoși, să-mi spună, nu înțeleg acest... Este probabil că am mai trecut prin chestia asta, dacă mi-aduc aminte, prin 2003-2004, până se intre în Uniunea Europeană, un preț așa scăzut al cărnii de porc și al diferenței dintre porcul viu și carcasă. 4,8 kg, indiferent ce ai face, cum ai face, vă fac calcule și nu pot fără 5-7, 5-8 pe aici, oricum viu. La 4-8 ești terminat. Toată lumea speră de aproape un an de zile că prețul ăsta va crește, dar nu se întâmplă chestia. Domnul Adoși? Bună seara, domnul Rădulescu. Vă salut cu respect. Aveți perfectă dreptate. Știm foarte bine și suferim împreună, și dumneavoastră aveți ferme și eu am fermă, și știm care-i socoteala cu unde-i costul și cu cât vindem și așa mai departe. De asemenea, și dumneavoastră știți la fel de bine sau mai bine decât mine că lucrurile în piața asta sunt deja mult prea globalizate și pe noi am fost și de data asta un fel de... Am luat lovitura cu manta. Am căzut de păcălici în tot jocul ăsta european. La noi s-a spart valul. O singură chestie vreau eu să vă întreb, domnul Rădulescu, dacă nu vă supărați, că n-aș vrea să plec de aici cu o înțelegere greșită a ceea ce ați spus dumneavoastră înainte.
Și v-aș ruga să explicați, cei cu fermierii care fac reproducție fac concurență neloială? Care fac reproducție. Care au reproducție, sunt în concurență neloială cu fermierii care aduc purcei din afară și îngrașă? Că asta nu prea pricep, vă rog să o detaliați. Exact, pentru că prețul cu care... Deci hai să discutăm, că piața este de cerere, ofertă, da? Ținând cont că am întrebat eu, nu are rost să vă dau nume și am zis, mă, cum îți permiți să zici că la un preț de 4, 9, 5, tu n-ai nicio problemă și că e ok? Păi zice, eu îmi produc purcelul, mă costă 35 de euro și cu ce mai au și bunăstarea, n-am nicio problemă. Bine, dar nu te gândești la ăla care dă 65 de euro pe un porc? De ce nu și-a făcut reproducție? Ăsta fă răspuns. Am înțeles. Bun, dar ce ține pe ceilalți fermieri să nu aibă și ei reproducție, așa cum unii au, alții de ce n-ar putea să aibă? Pentru că înțeleg că nu vorbim de companii multinaționale aici. Vă spun eu imediat. Sunteți căsătorit? Nu. Nu. Bun, e ok. Păcat că nu sunteți căsătorit, că vă întrebam de ce n-aveți copii. Și o să vedeți că îmi spuneați că e greu, că trebuie să o faceți casă, costuri, n-aveți... Cam aceeași chestiune și aici. E ușor să spui. Uite, întreabă pe domnul Radu. Și cea mai ferma minimă, care să-ți producă un 6.000-9.000 de purcei pe an, costă undeva la 1.500.000 de euro și îți trebuie o perioadă destul de lungă la prețurile astea de pe piață să... Plus că băncile nu mai finanțează și mai ales când aud de sectorul de porc, e jala de pe lume. E, vedeți, aici e problema de fapt, nu, domnul Rădulescu? Băncile nu finanțează și nu putem, nu avem bani să le facem. Revenim la exportul de capital și la faptul că nu există mecanisme de finanțare, cofinanțare, garantare, astfel încât să încurajăm pe cei care ar trebui să facă lucrul ăsta în piață. Dar mie e o întrebare. Câte bănci? Dă-mi și mie trei nume de bănci românești. În afară de Exim Bank și de CEC, nu pot să zic niciuna, dar în rest te las pe tine să le spui pe următoarele. Crezi că pot cele două bănci să susțină agricultura României? Dacă nu se face o infuzie de capital puternică într-una dintre ele, astfel încât să poată să fie un tip de bancă agricolă, sigur nu vor putea să se întâmple fenomenul ăsta. Dorine, în următoarea perioadă, 2013-2020, deja 2 ani au trecut, da? Suntem în 2015, mai avem 5, România, pe investiții, deci nu discutăm pe plăți directe, pe investiții are aproape 13 miliarde de absorbiți de la Uniunea Europeană. Dacă facem raportul 50-50, deci trebuie să mai găsim în piață încă 13 miliarde. Unde îi găsim? Dați-mi și mie, orientați-mă și mie, spuneți-mi ce bănci vor oferi 13 miliarde credite pentru agricultori în următorii 5 ani. E bună întrebare, dar nu mi-o adresa mie. Nu cred că vă putem răspunde. Suntem zootehnici simpli. Suntem zootehnici, da, exact. Domnule Rădulescu, vă rog, terminați-vă ideea. Problema... Deci, încă o dată, mai apare ceva foarte grav și mie îmi pare rău că în ultima perioadă n-am putut să mă mai implic în ceea ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Rurală, pentru că nu pot să vă spun cu multă sinceritate. Dar cum vi se pare acum, apropo, acest PNDR, pentru că tocmai a fost anunțat de ministru că se dau drumul la toate măsurile în curând? Imediat vă spun, asta vreau să... Mă pare rău că n-am putut să mă implic, pentru că s-au ferit de mine în ideea că punând de eticheta, bă, ăsta e de la PDL, are o gândire, eu am o gândire de agricultor, n-am, sau de politică agricolă, nu de politică de clacă, cum se practică în România. Și vreau să spun cea, răspunsul vi-l dau eu cum mi se pare. Știți că două sesiuni au fost deschise în luna martie. Aprilie, suntem în mai, știți câte dosare s-au depus? Nu știu. 11 dosare împărțit la 42 de județe. Cum facem? 0, nu știu cât cu județ.
Dar de ce atât de puțin? Unde, care ar fi problema pentru cele două măsuri? În primul rând că în loc să simplificăm, l-am complicat până la mama dracului, tot ce înseamnă, nu știu cine mai are curaj să intre în programe de dezvoltare rurală, pentru că au stabilit acolo niște criterii în care e imposibil să treci de barierele astea, ca și cum să nu luăm agricultorii să ne ia fonduri. Asta e una și doi, nu se găsește cofinanțare. Domnul Rădulescu, știu, e perfect ce spuneți. Spuneți-mi dacă, cum putem noi să aducem carnea de porc românească să o aducem în piață. Deci pe mine asta mă interesează. Restul, asta cu PNDR-ul și ce fac ăștia, eu nefiind în zona asta politică, mai puțin mă interesează. Cum putem să aducem carnea de porc românească în piață? Dacă ar exista puțină înțelepciune și oameni care se implice, și eu te știu că fac în parte din categoria oamenilor care întotdeauna te-a implicat, și încercând cât de cât să punem agricultorii la aceeași masă în ceea ce privește măcar comercializarea, pentru că altfel nu putem. Și mai e ceva. Dom'le, nu există în spiritul de român dragostea de nație, domne, în care să spui mănânc patriotism. Spune-i patriotism. Patriotism. Vreau carne românească, vreau cu tare. Nu există chestia asta. Păi domnul Chelmu spunea la începutul emisiunii că este sigur că o carne de altă provință cât cea românească va putrezi pe rafturile magazinelor, pentru că român va cumpăra ce e românesc ca să susțină economia. Nu, românul va cumpăra, vă spun eu, va cumpăra românul ce e ieftin. Din păcate. Eu nu te cred. Deci crede-mă că dacă... eu sunt un tip optimist, înțelegi? Dar dacă tu îmi spui chestia asta, mă descurajez, și cu cât sunt mai mulți dintre ăștia de al de tine care îmi spun că nu avem șanse să vindem ce-i produs în România și că patriotismul din noi a dispărut, spun că am pierdut orice șansă. Îți spun ceva foarte important. Trebuie să fii pregătit cu ceea ce te așteaptă. Bun, în concluzie, domnule Rădulescu, vedeți o inflație de carne de porc românească pe rafturile magazinelor, hipermarketurilor din țară? Ei, aiure! De unde? Hai să... Eu mi-aduc aminte în 2011, sigur. Știu că produceam vreo 3.600.000 de porci. Acum cred că producem mai puțin. Domnul Lado și poate să-mi spună mai bine, nu mai știu exact. Domnul Rădulescu, în 2014 au mers spre abatoarele autorizate din România 4.019.000 de porci. Aici. Și consumăm vreo 11. Acum de aici încolo, știți, intrăm în subiectul statistic care la mine e o... E cu media. Deci aici cu statistica stăm foarte prost. Stăm foarte prost cu statistica. Mi-am dat seama din toate discuțiile care le-am văzut din ziua. Păi pornim din stat la 20 de milioane de locuitori, 4 milioane de porci în gospodăriile populare. Dar unde ai văzut tu 20 de milioane de locuitori aici? Statistic. Nu lasă-i, de ce? De cea care trăiesc pe teritoriul României, deci nu mă refer. Da. Bun, domnule Rădulescu, vă mulțumesc mult pentru intervenția de această seară, o seară plăcută în continuare. Bun, ca să încheiem ca o concluzie, domnule Lado, și va supraviețui în acest an industria crescătorilor de suine sau avem acest scenariu negru pe care l-are și domnul Rădulescu în minte? Nu. Deci încerc scuze în numele lui, înțelegi? Crede-mă că nu, eu sunt o fire optimistă și dacă nu vom reuși să scoatem tot ce înseamnă porc românesc adus, bine, sigur, adus în piață în sensul bun al cuvântului, fiscalizat înseamnă că... Păi da, ați văzut, domnul Rădulescu spunea că nu se știe ce mai rămâne. Până atunci în piață, până faceți dor de gust ăsta. Pentru că e făcut deja. Pentru că are de porc, mă refer. Nu, avem, deci, da. Avem deja și o să vedeți că o să lansăm acum imediat. Când ar trebui să intre? Cam la jumătatea lunii iulie.
vom lansa acest program, da, cu dor de gust pe carne și pe carne de porc, legume, fructe deja sunt în piață și o să lansăm și partea de dor de gust pe porc, așa, și o să încercăm să aducem cât mai multe produse românești în piață. Asta este ceea ce mi-am propus eu ca și director executiv la Centrul de Comunicare a Fermierilor din România. Sunt două platforme care... Deci de la jumătatea lui iulie ar trebui să avem porc românesc sub acest program, dor de gust, în supermarketuri. Sub această platformă. Sub această platformă. Domnule Lado, și o scurtă concluzie a modului în care se simte, să spunem așa, industria crescătoră de porcine? Eu nu pot, n-am voie în primul rând și în al doilea rând nu pot să împărtășesc această imagine sumbră de care am discutat mai înainte, dar trebuie să fim extrem de realiști. Trăim o perioadă extrem de complicată și complexă în toată Europa. Dar ca de obicei, noi avem niște handicap, să spunem așa. Numărul 1. Noi nu putem exporta porc viu, de exemplu. Carne putem, prin anumite filiere și cu niște complicații extrem de mari față de alte țări europene. De fapt, numai noi și Bulgaria am rămas, care nu putem exporta carne, porc în viu în Uniunea Europeană. Da? Pentru că asta ar fi, chiar dacă lumea îmi zicea, dom'le, dar ce vreți voi, măi? Vă trebuie să aduceți 40% din carnea de porc de afară, să vă acoperiți consumul și voi vreți să exportați porc viu. Da, vrem. Pentru că întotdeauna trebuie să funcționeze liber comerțul. Și atunci, probabil, un fermier din Timiș sau un fermier din Bihor ar putea să-și dezvolte și o asemenea afacere, cei cu reproducție. De ce să aducă, de ce să nu vândă el purcei în Ungaria? Deci aici e unul dintre handicapuri noi care ne oprește. Și am putea dezvolta zona de reproducție. Exact, exact. Noi ne lipsesc în România ca să ne acoperim deficitul de carne din România la consumul actual, ne lipsesc în jur de 150.000 de scroafe. Pe scurt, trebuie să dublăm populația de scroafe din România. Costurile sunt foarte mari, înțeleg. Costurile pot fi și, într-adevăr, dar trebuie să vedem ceea ce spuneam. Aici nu e vorba despre costurile în sine, sunt de 10 ori mai mari sau de 20 de ori mai mari decât într-o fermă cum are domnul Rădulescu. E adevărat. Dar noi discutăm asta cu oficialitățile de câțiva ani. Ei ne spun de atâția ani că reproducția reprezintă prioritatea priorităților. Și dacă ne uităm în ghidurile astea noului PNDR, diferența de punctaj dintre reproducție și finisare este de 2 puncte. Infimă. Infimă, nimic. Ne trebuie să ne dublăm numărul de scroafe din România. Asta e concluzia. Ar trebui un program specializat pe această temă? Pe crearea de maternități, de reproducție? Absolut, dar nu povești, nu promisiuni, ceva real. Ceva care să meargă în direcția creditării. Asemenea proiecte să fie creditate cu prioritate și cu dobândă susținută. De către bănci. De către bănci, de către guvern, să le spună la bancă. Mă, dă-i la ăsta că vrea să facă reproducție și îți dau eu diferența. Să nu-i dea la fermier, că noi aici în Balcan, cum astăzi spune Sorin, noi le învârtim pe toate. Nu, să astăzi dea la bancă. Astăzi m-am văzut cu doamna director general Toncea de la Fondul de Garantare al Creditului Rural. Și care mi-a spus, zice, măi, noi suntem de acord și putem să garantăm, dar numai că trebuie să vină proiectele, adică să vedem exact despre ce e vorba. Și într-adevăr, cred și consider că cu prioritate ar trebui să mergem către partea de reproducție, astfel încât să nu transferăm plus valoarea, deci că noi asta facem, transferăm plus valoarea, o exportăm. O exportăm pur și simplu, da? Deci chiar fi această reproducție, aceste maternități create. Exact. Pentru și atunci, dacă am prosperarea asta și dacă ne ducem și către piață și reușim să facem lanțul ăsta scurt, că să de fapt despre practic asta vorbim. E un lanț scurt, înțelegi? Faci reproducție, te duci către creștere, abatorizare și piață.
Deci dacă îl facem lanțul ăsta scurt, reușim să-l facem aici la noi, toată plus valoarea ar rămâne în economia românească. Domnilor, vă mulțumesc mult, să sperăm că așa va fi și că rămânem cu această idee optimistă la sfârșitul emisiunii. Vă urez mult succes, sunt o fire, domnule. Sunt o fire optimistă, deci n-aș putea să fiu altfel. Lăldo, și vă mulțumesc mult pentru prezență și vă mai așteptăm în platoul nostru. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, ne revedem luni de la ora 20 aici pe AgroTV, mâine de la ora 18 AgroCapital, alături de colegul meu, Alexandru Andronache. Până atunci, toate cele bune, la revedere!